Atunci când vorbim despre aceste efecte adverse, da, vaccinul AstraZeneca este mai periculos din acest punct de vedere față de celelalte două vaccinuri, al treilea aprobate ieri? Nu, nu este mai periculos. S-au raportat poate mai multe reacții adverse, însă aceste reacții adverse trebuie să le luăm în calcul ca fiind normale. De ce? Pentru că acest vaccin folosește o altă tehnică. Este vorba de tehnica de utilizare a unui adenovirus mutant care să livreze informația genetică pentru proteina de suprafață a coronavirusului și nu putem să facem comparația între reacțiile adverse la un vaccin care folosește o altă tehnologie cu un alt vaccin care folosește tehnologia ARN-ului mesager. Este ca și cum am compara mere cu pere, nu putem face această comparație. Însă, faptul că există, dacă vreți, o simptomatologie mai prezentă, nu înseamnă că vaccinul este mai puțin eficient sau mai puțin sigur, ci doar că există anumite persoane la care simptomatologia este mai intensă comparativ cu celelalte tipuri de vaccin.